Întâi se acordă la egalitate cu media 9,94 elevilor Palușanu Alexandru și Gabriel Luca. Premiul al doilea, cu media 9,86, se acordă elevei Păcurar Daria. Iar premiul al treilea, cu media 9,73, se acordă elevei Câmpean Andrada. De asemenea, s-au acordat mențiuni elevilor Neac Bogdan, media 9,68, elevei Ghid Petriana, media 9,65 și eleva Gazi Pana Maria, media 9,63. Aș vrea să mai menționez că eleva Gazi Pana Maria a primit și mențiune la etapa județeană a Olimpiadei de Română, încadrându-se astfel între olimpicii liceului Avram Iancu. Felicitări tuturor! Felicitări clasa 8-a. Urmează clasa 8-B, coordonată de doamna profesoară Olga Tămaș. Clasa 8-B este o clasă specială cu copii speciali. Și o să vedeți de ce. Am pornit la drum acum aproape 4 ani. Ne-am bucurat și ne-am înfiscat împreună. Au fost buni și au fost răi, am râs și am plâns împreună, am avut parte și de cutremure, de erupții vulcanice, de tsunami, de torezi, de alunecări, de tornare, dar și de zile senine cu mult soare. Pentru că așa este drumul vieții. Iartele-lor răspund de drumul la care, vrând nevrând, le vom despărți fiecare urmându-și drumului chemare. Vă doresc să aveți parte de drumuri cât mai netede, fără obstacole, iar atunci când ele apar în calea voastră, să știți să le treceți cu curaj și demnitate, să aveți sănătate și succese la examenele care vin și fiecare să intrați la liceele la care vă doriți. Am spus că sunt niște copii speciali, pentru că din această clasă au fost șefii de promoție. Media în clasa 8-a, media clasei este de 9,57, iar pe toți cei 4 ani, media clasei este de 9,50. Avem 4 eleve cu media 10 în anul acesta, care bineînțeles iau premiul întâi. Toate 4. O să le citesc în ultime alfabetice, fără supărare. Ioana Codorean. Mara Pescaru. Alexandra Pop. Și Alexandra Spinean. Premiul 2 cu media 9,97, Andreea Abărâțe. Și premiul 3, cu media 9,94, Ioana Alexa. Am acordat 11 mențiuni, inclusiv până la media 9,55, elevilor
Andreea Chiorean, Cora Chiorean, Tudor Cătana, Jordi Gorun, Daria Olteanu, Horea Pintea, Sergiu Stanciu, Andreea On, Anda Faur, Alexandru Rancea și Andrei Filip. De asemenea, îi felicit pe următorii elevi care au luat rezultate foarte bune la diferite concursuri în anul acesta, respectiv Andreea On și Alexandra Stinean, locul 3 la concursul Democrație și Toleranță, Ioana Alexa la concursul național de limba engleză Pașaport în excelență și Dragoș Chiș, locul 1 pe județ la campionii Clujului Atletism. Vă felicit pe toți, vă doresc mult! Felicitări încă o dată clasa 8B, urmează clasa 8C, coordonată de domnișoara profesoară Luana Turcu. Probabil că mulți dintre voi, dragi absolvenți și părinții voștri, percep momentul de față ca un moment de trecere între două vârste, între copilărie și adolescență. Și de aceea m-am gândit să vă spun astăzi două cuvinte despre trecerea dintre vârste. Mai precis despre vârsta voastră din perspectiva celor care au trecut, a vârstelor viitoare. E lucru știut că momentul în care te îndepărtezi de copilărie și de adolescență și drumul către maturitate înseamnă conștientizarea limitelor. La un moment dat îți dai seama că sunt lucruri pe care nu poți să le faci, îți dai seama că nu poți și orice, dar în momentul în care îți conștientizezi limitele, există o latură foarte, există o latură pozitivă. Și anume faptul că conștientizezi cine ești, și faptul că pe drumul pe care l-ai ales, poți tot timpul să mergi mai departe, să faci ceva mai bun. Poate voi sunteți, adică sigur, voi sunteți prin vârsta voastră departe de problema asta. Și timpul foarte lung pe care copilăria vi-l pune dinainte, vă dă impresia că aveți toate posibilitățile. Pe măsură ce o să alegeți în viață, o să dați la o parte din aceste posibilități. Ce vă urez eu vouă acum, este să faceți alegerile cele bune. Alegerile care să vă apropie pe voi cel mai mult de ceea ce puteți face cel mai bine, de latura cea mai bună a voastră. Și după ce ați făcut aceste alegeri, vă urez să fiți stăruitori pe drumul pe care l-ați ales. Pentru că nimic nu se poate face fără o anumită statornicie față de ideile voastre, față de deciziile voastre. Tot în fond ține de o anumită tehnică, de un anumit meșteșug pe care îl învățați și pe care cred că vi-l dă școala, cel puțin în mare parte. Ca atare, vă doresc să alegeți bine. Avram Alexandru, 1968. Andrei George Rusu, de 1955. Și Denisa Maria Mocianu, premiul 3, cu 1947. Am acordat și 3 menționi în clasă. Naș Paul Adrian, media 9.28, Lucan Dragoș Florin, media 9.23, Lucaș Tudor Madrian, media 9.21. Aș dori de asemenea să menționez că elevele Denisa Mocean și Călian Larisa au obținut locul 2 la faza județeană a concursului Democrație și Toleranță, le felicit. Eleva Tritian Alexandra a obținut locul 2 la Olimpiada județeană în meșteșuguri artistice tradiționale, iar la concursul organizat de școală cu ocazia Zilei Mediului, clasa a obținut locul 3. Vă felicit, vă doresc succes la examenele care vin, și să ne vedem cât mai mult în liceu Avram Iancu. Felicitări, clasa 8-a 5.